Anul amenință din nou securitatea în regiunea Pacificului. Armata nordcoreeană a lansat din nou o rachetă balistică. A căzut în mare la 200 de kilometri de coasta Japoniei după ce a urcat până la 6.000 de metri altitudine. Potrivit serviciilor de informații nipone, racheta poate lovi Statele Unite și a fost proiectată ca să fie dotată cu o ogivă nucleară. Vicepreședintele Kamala Harris a condamnat testul nordcorean.